Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Au ajuns după gratia, anchetatorii vor cere magistraților Tribunalului Gorj emiterea mandatelor de arestare pentru o parte din persoanele reținute pentru 24 de ore în dosarul ce privește infracțiunile informatice. Prejudiciul în acest dosar se ridică la aproximativ 100.000 de euro. Deși polițele nu sunt scumpe, nu au căutare nici chiar în situația în care sunt impuse de lege. Cea mai ieftină poliță obligatorie pentru locuințe este în valoare de 20 de euro pe an, însă doar aproximativ 8% dintre gorjeni și-au asigurat locuințele. De ce aflați la Jurnal? Să lăsăm orgoliile și interesele personale deoparte și să venim alături de echipă. Acesta este îndemnul tehnicianului Pandurilor, Edi Iordănescu. Antrenorul a preferat să nu spună cui este adresat acest mesaj. Cert este că echipa nu se află într-o situație favorabilă. În urma celor 10 percheziții efectuate în cursul zilei de ieri, Hilaru Vinar și Fărcășești, la persoane bănuite că ar fi sustras aparatură electronică din societăți comerciale, anchetatorii au descoperit că 3 dintre suspecții de furt au comis și alte tâlhării, care figurau în bazele de date ale poliției. Astăzi, 6 persoane au fost aduse cu mandat și reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Banii. Recunoașteți fapta? Ați furat? Sunteți vinovată, doamnă? Da. Ați comis furturi? Da. Cum o... E vinovată? Da. Cum comiteați faptele? Județul Gorj a fost din nou ținta perchezițiilor domiciliare. De această dată, în cursul zilei de ieri, vizitați au fost membrii unor grupări infracționale specializate în spargerea unor societăți comerciale. Astăzi, 6 dintre cei bănuiți au fost aduși la sediul Inspectoratului Județean de Poliție și reținuți în centrul de arestare și reținere preventivă pentru 24 de ore. În cursul anchetei, polițiștii au descoperit că 3 dintre cei percheziționați ar avea legături cu activități de tâlhărie întâmplate în trecut, la care anchetatorii nu descoperiseră făptașul. Data de 2 aprilie anul curent, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj 7 persoane cu vârste cuprinse între 17 și 37 de ani, toate din orașul Rovinari, bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Totodată, pentru 3 dintre aceștia s-a probat activitatea infracțională pentru încă o infracțiune de tâlhărie. Din cercetări a ieșit faptul că aceștia ar fi sustras preponderent produse electrice și electronice din societăți comerciale de pe raza orașului Rovinari, prejudiciul cauzat fiind de 57.000 de lei. Prejudiciul cauzat statului de membrii grupului infracțional se ridică la 57.000 de lei. Făptașii vor fi prezentați în fața magistraților de la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventivă. Cei 5.000 de euro pe care îi va primi despăgubire fica lui Marcel Țundrea nu sunt suficienți pentru fica acestuia. De partea cealaltă însă, cei care îi cunosc pe cei doi spun că femeia nu merită nici măcar acești bani, pentru că nu a putut face dovada suferinței și nu l-a vizitat nici măcar o dată pe tatăl ei, cât timp acesta a fost încarcerat nevinovat. Curtea de apel Craiova a obligat statul român la plata a 5.000 de euro cu titlul de reparații morale. Cererea de despăgubire a fost făcută de fiica gorjeanului, iar solicitările inițiale au fost de 12 milioane de euro. Decizia nu este una definitivă, putând fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cei care o cunosc pe fata lui Țundrea spun că aceasta nu merită niciun leu despăgubire pentru că nu-și iubea tatăl. E păcatul meu ca să ia bani. Asta nu știe cel puțin niciodată. Eu fiind vecin, am fost așa la televizor când a venit chiar în ziua, că el a fost arestat cu băiatul meu, că a fost într-o campanie. Eu ziceam cu pachete la el, dar n-are pentru ce aia, adică cei care s-au luptat cu el pe acolo și au dus pachete, nu sunt interesați și ea vine... Cine s-a luptat? Nepoata e de la București, e tot în cadrul juridic sau cam așa ceva. Nu știu. Avocată. Și nu să vină ei ca să pună probleme, astea, vine, nici să știe cine, nici nu știe lumea prinsa pe aici, cine e aia. Cine îl vizita pe Marcel la închisoare? Maică-sa, deci mama lui, sora lui și cu nepoata. Nu știu nimic. Am înțeles că el se ducea să o viziteze, ea nu o primea cu maică-sa, cu doamna Dorina. E normal ca ea să beneficieze acum de despăgubiri după urma suferinței tatălui?
Legic are dreptate, dar logic nu are dreptate. Pentru că n-a fost nici la mormântare. N-a fost la mormântare? Nu a fost la mormântare nici ea, nici doamna Dorina. Adică fosta soție? Fosta soție, da. La mormântare ați văzut-o? Nu. La mormântare n-a fost. Eu am fost alergătoare. Și n-a fost. N-a fost. Era normal să primească banii ăștia? Trebuia să primească cine vorba aia. Cine? Tantinela. Că ea a alergat. Se ducea săraca, nu putea să ducă. Era o vecină acolo care avea așa copilul și îi dădea pachet să-i ducă, să ducea săraca. Vecinii au doar cuvinte de laudă la adresa celui condamnat pe nedrept. Tatăl fetei ucise spune că nu l-a crezut vinovat pe Țundrea, deși fusese condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor. Ați luat vreun ban, vreo despăgubire pentru ce i s-a întâmplat fiicei dumneavoastră? Nu. Nu v-a dat nimeni niciun ban? Niciun ban. L-ați cerut în instanță? Instanțele n-am fost. Ați crezut vreodată că el v-a omorât fiica? N-am crezut. Marcel Țundrea a fost acuzat de viol urmat de omorul unei minore în vârstă de 13 ani. A fost condamnat la 25 de ani de închisoare, din care a ispășit 12. Când în urma unei cereri de revizuire prin introducerea în România a testului ADN s-a ajuns la concluzia că nu el este autorul faptelor. Țundrea a fost eliberat de îndată din penitenciar, însă 2 ani mai târziu a decedat într-un sanatoriu TBC. Justiția l-a achitat post-mortem și a recunoscut că aceasta este cea mai gravă eroare judiciară de după 1989. Tot acest caz a determinat Procurorul General al României să ceară ca pentru infracțiunea de omor să nu mai existe prescriere. Adevăratul autor a fost descoperit în urmă cu 2 ani și condamnat la 25 de ani de închisoare. Pentru cele întâmplate, fiica lui Marcel Țundrea a cerut despăgubiri de 12 milioane de euro, însă judecătorii au acordat doar 5.000 de euro, întrucât aceasta nu a putut face dovada suferinței, nevizitându-l nici măcar o dată în penitenciar. Gorjenii sunt codași la asigurarea obligatorie a locuinței, asta în condițiile în care neîncheierea poliției obligatorii prin lege se poate pedepsi cu amendă între 100 și 500 de lei, iar posibilitatea de obținere a unor despăgubiri scade simțitor pentru proprietarii neasigurați. Pățiți sunt și sinistrații din zonele afectate de alunecările de teren din Bumbeș Pițic. Din cele 3 case care au fost distruse de pământ, doar una avea o poliță obligatorie. Deși polițele nu sunt scumpe, nu au căutare nici chiar în situația în care sunt impuse de lege. Potrivit legii 260/2008, în caz de calamitate naturală și în funcție de avariile suferite de imobil, proprietarul asigurat poate primi până la 20.000 de euro. Poliția obligatorie îl asigură pe cel care o încheie pentru cutremur, inundații și alunecări de teren. Cea mai ieftină poliță obligatorie este în valoare de 20 de euro pe an. Eduard Berca, reprezentantul unei societăți de asigurări, a subliniat că județul Gorj este pe ultimul loc în România la încheierea acestor polițe obligatorii. Doar aproximativ 8% dintre gorjeni și-au asigurat locuințele. Din statistica polului de asigurare împotriva dezastrelor, și aici ne referim strict la asigurările obligatorii, stabilită în baza legilor 260-243, cred că procentul aferent județului Gorj este în jurul 8% din totalul locuințelor declarate. Acesta fiind undeva la 143.000 de locuințe, deci un segment important, să zic, în zona pe care, la care ne referim, Oltenia. Vina o poartă și reprezentanții administrațiilor locale. Primarii nu amendează însă oamenii pe motiv că aceștia nu ar mai putea plăti o amendă în plus. Pe de altă parte, în cazul unor dezastre naturale, alunecări de teren, inundații ori incendii, gorjenii afectați vor sta cu mâna întinsă la stat și nu vor putea fi despăgubiți. Discutăm de pierderea interesului pentru că autoritățile locale nu s-au preocupat de aplicarea acestei legi. Nu în sensul neapărat de a constrânge oamenii, dar de a informa, da? Și de a le explica în primul rând avantajele acestei asigurări. Mai mult decât atâta, noi asigurătorii ne-am asumat de foarte multe, în foarte multe rânduri, publicitate pentru acest segment al domeniului, al branșei noastre, cu costuri foarte mari.
Dar Gorjul, în momentul de față, cred că este ultimul județ ca statistică în țară privind asigurările obligatorii. Spre exemplu, după alunecările de teren din Bombeș-Pițic, 3 case au fost complet distruse de pământ. Doar una avea o asigurare obligatorie a locuinței, iar proprietara va primi bani de la stat. Era unei bătrâne care era înregistrată pentru ajutor la organismele respective. Una singură a fost asigurată obligatoriu, nu plătită de proprietari, plătită de organismul care o avea în evidență pe femeia respectivă, proprietarul. Ceilalți nu aveau niciun fel de asigurare. Și nu e numai zona asta. Spre exemplu, edilul localității Roșia de Amaradia, zona expusă alunecărilor de teren, spune că și localnicii întâmpină greutăți în realizarea unei polițe. Chiar dacă e o responsabilitate a primarului, în primul rând, în sensul de a-i determina pe cetățenii localității să-și întocmească, să aibă o asigurare pe locuințe, cred că la Roșia de Amaradia e o problemă deosebită, pentru că majoritatea locuințelor sunt afectate de alunecările de teren și chiar dacă legal ei trebuie să aibă o astfel de poliță de asigurare, e greu de încheiat, pentru că se plângeau cetățenii că mergeau pe la diferite firme de asigurări și li se punea în vedere că nu pot să întocmească o astfel de asigurare, pentru că locuințele sunt afectate din alunecări de teren, că provin din localitatea Roșia de Amaradia, unde se știe că acolo este o problemă. Inundațiile care au avut loc în județul Gorj și au măturat totul în calea lor, dar și alunecările de teren ori incendiile numeroase din iarna trecută ar putea fi o lecție de economie pentru locuitorii județului. Pagubele materiale sunt mari, iar autoritățile trebuie să plătească ajutoare pentru sinistrați, mai ales în mediul rural. Angajații mai multor instituții publice din județul Gorj vor primi și în acest an prime cu ocazia sărbătorilor pascale. Astfel, angajații Direcției Silvice Gorj vor primi prime totale de câte 500 de lei, iar salariații care au copii vor mai încasa 100 de lei pentru fiecare minor. De asemenea, și Complexul Energetic Oltenia le va acorda salariaților prime de Paște în valoare de câte 700 de lei, de aceste bonusuri urmând să beneficieze 17.500 de angajați. Primele pe care le vor primi angajații Direcției Silvice Gorj sunt la fel ca cele din anii precedenți, conform contractului colectiv de muncă. Astfel, săptămâna viitoare, pădurarii vor intra în posesia 200 de lei plus 300 de lei tichete cadou. De asemenea, salariații cu copii vor primi încă 100 de lei pentru fiecare copil care are vârsta sub 18 ani. Cu ocazia sărbătorilor pascale, conform contractului colectiv de muncă, Direcția Silvice Gorj va acorda salariaților săi prime în bani, 200 de lei prime în bani, 300 de lei tichete cadou, de asemenea pentru fiecare copil al salariatului până la 18 ani se va acorda 100 de lei de fiecare copil, pentru că în total sunt 246 de copii. Când vor primi aceste prime? Aceste prime le vor primi săptămâna viitoare, cu o săptămână înaintea sărbătorilor pascale. Conform contractului colectiv de muncă, și angajații Minprest vor primi o primă de Paște în valoare de 300 de lei. Conform contractului colectiv de muncă înfiat la nivel de societate și înregistrat la ITM, există o prevedere în care în perioada sărbătorilor pascale angajații Minprest beneficiază de o primă în cuantum de 300 de lei. Vom pune în aplicare acel articol din contractul colectiv de muncă. Săptămâna viitoare o să avem o întrevedere cu sindicatele în care o să stabilim detaliile în amănunt referitor la premierea angajaților. Angajații Complexului Energetic Oltenia vor primi și ei prime de Paște. Astfel, compania își va recompensa angajații cu prime de Paște în valoare de câte 700 de lei, de care vor beneficia aproximativ 17.500 de salariați. De asemenea, tot în perioada sărbătorilor pascale, minerii și energeticienii vor beneficia de 10 zile libere. Ambasadorul Poloniei în România a ajuns ieri după amiază în județul Gorj. Acesta a participat la o expoziție de fotografie în cadrul Muzeului Județean Alexandru Ștefolescu din Târgu Jiu. Ambasadorul se află la cea de-a treia vizită în orașul Brâncuș și a declarat că va mai reveni. Directorul Muzeului Județean a făcut introducerea evenimentului. Colaborarea muzeului cu Ambasada Poloniei și mai ales cu secția culturală a Ambasadei Poloniei, pe locul de Institutul Polonez din București, este mai veche, din punct de vedere cronologic, datată din 2013, când am adus la Târgu Jiu
expoziție care a valorificat cultura și civilizația poporului polonez. Ambasadorul a participat la un vernisaj inedit. Expoziția de fotografie culorile ortodoxiei Polonia face parte din cadrul unui eveniment cultural complex inițiat și coordonat de Asociația Credincioșilor din Biserica Ortodoxă Polona, fiind organizată sub patronajul onorific al președintelui Poloniei. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu sunt foarte bucur că avem o ocazia deosebită și prezentăm aici astăzi o expoziție extraordinară, expoziția despre Biserica Ortodoxă al Poloniei. Alături de ambasadorul Poloniei au fost prezenți la eveniment și reprezentanții autorităților locale și județene, primarul municipiului Târgu Jiu Florin Cârciumaru, președintele Consiliului Județean Gorj Ion Călinoiu și prefectul județului Gorj Alin Văcaru. Au fost și ei de față la deschiderea expoziției. Ion Călinoiu a ținut să declare că este onorat de vizita ambasadorului la Târgu Jiu. Sunt unele care confirmă continuitatea și nu în ultimul rând confirmă și rezultate de a face schimbul cultural necesar, schimbul religios, după cum vedeți, între credințele noastre comune ortodoxe și nu în ultimul rând ele se răsfrâng într-o bună colaborare în plan economic. Ne-am bucurat de a treia vizită, de trei ani consecutiv a înțelegi în sala ambasadorului la nivelul județului Gorj. Prezentarea și realizarea expoziției face parte dintr-un proiect cofinanțat de Departamentul de Diplomație Publică și Culturală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ale Republicii Polonia. Ca parte a apelului de propuneri cooperare în diplomația publică 2013. Pentru un credincios creștin-ortodox, culorile sunt foarte importante și fiecare dintre acestea are o semnificație anume. Și le găsim în special în icoane. Așadar, culorile ortodoxiei sunt culorile icoanei. Dar în expoziția de față, expoziția de fotografie, nu întâlnim neapărat niște icoane, ci întâlnim o icoană vie a bisericii, așa cum se găsește astăzi în Polonia, a bisericii ortodoxe din Polonia. Sala muzeului județean s-a umplut de vizitatori. Cei mai mulți dintre ei, elevi, au declarat că au rămas impresionați de religia Poloniei. Ce te-a plăcut cel mai mult? Nu m-am hotărât încă, totul pare foarte frumos. Diferit față de religia noastră? Oarecum. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Icoanele și pelerinajele. Expoziția de fotografie va fi deschisă publicului iubitor de artă până la finalul lunii mai. Sindicaliștii din învățământul gorjean așteaptă plata drepturilor câștigate prin hotărâri judecătorești. Discutăm în continuare despre acest subiect cu invitatul meu din această seară, domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor din Învățământ Gorj. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Bine v-am găsit. Spuneți-ne așadar, după ce ați luptat în instanță cu primăriile, căci despre aceste instituții este vorba, acum acestea sunt atenționate, trebuie să mergeți să le rugați să vă dea banii? Care din păcate, situația? Am luptat în primul rând în instanțele de judecată pentru obținerea acestor sentințe. Ne-am luptat cu un guvern care nu avea sau nu vrea ca să aloce banii pentru plata acestor sentințe judecătorești. În sfârșit, guvernul și-a făcut temele. Prin ordonanța 83 a spus clar cum se face plata sentințelor judecătorești în 2015 și am ajuns acum la cei care trebuie să pună banii și trebuie ca să luptăm cu ei, să-i convingem să facă toate diligențele pentru acești bani să ajungă la profesori. Marea parte din acești bani au ajuns într-adevăr în buzunarele profesorilor, dar încă mai sunt pentru luna aprilie cam 25% pentru foarte multe unități școlare care să primească acești bani.
În ce localități sunt cele mai multe neplătite? Cele la nivelul județului Gorj, din semnalele care avem, sunt mai bine de 20-25 de unități școlare care nu au primit întreaga sumă, așa cum spune ordonanța 83, că în luna martie se primește prima și a doua tranșe pentru sentințele ce urmau să fie achitate în anul 2016. Și până la sfârșitul lunii iunie trebuie să achitate tranșa a treia din 2016. Acum era vorba de tranșa 1 și 2 de pe 2016 și în procent de 25% aceștia n-au ajuns la profesori. Marea majoritate de se încadrează aici la 25% restanță. Avem promisiuni ca în luna aprilie să se achite, dar pentru aceasta va trebui și Ministerul Educației să lase aplicația deschisă ca să se poată fi, accesați acești bani, că Ministerul are un program care doar în anumite perioade poate ca să dea acești bani. Sunt multe comune, de exemplu Cătune, Bustuchin, Brănești, Polovraj, Bumbești, Pițic, Slivilești, Bolboși, Logrești, Hurezani, Băleși, Roșia de Amaradia, Baia de Fier, Scoarța, Padeș, Crazna, care mai au restanțe către profesori. Sperăm ca să nu mai fie alte probleme. Consiliile locale s-au mai lovit de o problemă că își depășeau plafonul de cheltuieli pentru trimestru 1. Acum, în luna aprilie, probabil vor primi și diferențele de bani care le lipsesc, dar și au posibilitatea ca să plătească aceste sume. Spune-ne totuși de ce s-a ajuns în această situație, de ce trebuie să meargă profesorii să lupte în instanță pentru un drept care e al lor, care li se cuvine. Vedeți dumneavoastră, activitatea noastră a liderilor de sindicat, în loc să se refere sau să fie orientată către câștigarea de noi drepturi ale membrilor noștri de sindicat, de ani de zile noi ne luptăm pentru a le câștiga drepturile oferite de lege, să le câștigăm în instanță. Acum am reușit până la nivelul ministrului, ministerului, primul ministru de a obține acești bani. Iar acum nu putem ca să-i dăm pentru că mai sunt alte pârghi sau piedici mai mici. Aici am apelat și la inspectoratul școlar și la directorii unităților școlare să se implice și dumnealor, ce a fost de competența sindicatelor, noi am făcut. Angajatorul este obligat acum să dea acești bani, să fie preocupat pentru plata acestor sentințe. Se poate vorbi în vreun caz din acestea pe care le-ați enumerat și despre o reavoință a autorităților locale să țină blocați acești bani? Nu cred că este o reavoință. S-a ajuns la un consens. S-a înțeles toată lumea că atâta timp cât în guvernul a emis acea ordonanță în care spunea se vor achita sentințele judecătorești, se va obligatoriu vor fi prevăzuți bani pentru decontarea navetei în bugetul de venituri și cheltuieli ale școlilor, al consiliilor locale. Deci aici nu mai este vorba de reavoință. Deci legiuitorul le-a dat posibilitatea și i-a obligat ca să prindă acești bani. Unii le-au prins acești bani, dar i-au prins în 3-4 tranșe, ceea ce este incorrect. Deci s-a spus clar, trimestru 1 și trimestru 2 trebuie achitați acești bani. Nu, unii i-au mai dus și mai în trimestru 4, către sfârșitul anului. Este ilegal, ei trebuie să respecte și ei o lege. Se vorbea de asemenea la un moment dat și despre varianta ca banii să nu mai ajungă la profesori prin intermediul primăriilor. Cum vine această... La ora actuală este în dezbatere publică metodologia privind decontarea navetei cadrelor didactice și una din propunerile noastre ale sindicatelor era ca acești bani să nu mai vină de la Consiliul Local, ci să vină direct de la Ministerul Educației.
La ora actuală lucrăm la metodologie, chiar așteptăm propuneri de la profesori, de la școli, de la directori, la urma urmei și domnii directori și cei de la consiliile locale pot să vină cu propuneri pentru această metodologie. Sunt situații deci care nu concordă în metodologia veche. De exemplu, un profesor care face naveta în cadrul aceleiași localități, e vorba de cei din mediul rural, are 10-15 km până la școală, iar acestuia nu îi se decontează naveta, iar cel care face naveta din comuna vecină și are poate mai puțin de 15 km, acesta are dreptul să îi se deconteze naveta. Mai sunt lucruri care trebuie să le așezăm, să le aducem pe făgașul normal. Și dacă vom reuși și această problemă ca banii să vină de la Ministerul Educației, poate atunci vom fi în ajutorul colegilor noștri și nu vom mai merge deci în instanță. La ora actuală, marea majoritate a comunelor, a profesorilor câștigă decontarea navetei prin sentințe judecătorești în instanță. Spuneți-ne care ar mai fi, eu știu, alte probleme cu care se confruntă profesorii gorjeni la această oră. La această oră, deci, este în plină desfășurare metodologia, aplicarea metodologiei pentru acordarea gradației de merit. A început etapele de mobilitate a mișcării personalului didactic, o perioadă specifică începutului de an, primăverii. Ați primit și o veste bună, de asemenea vor mai crește puțin și salariile. Da, conform acordului încheiat între federațiile sindicale și guvern în perioada campaniei electorale, pentru anul acesta se prevede creșterea salariilor cu 1 martie și cu 1 septembrie cu câte 5%. Deja conducerile, secretariatele, contabilitățile școlii se lucrează la această majorare. Ne pare rău că nu putem ca să anunțăm, așa cum ați anunțat mai devreme, că cei din complexul energetic Oltenia și cei din minerit primesc de Paști tichete cadou și care au copii mai primesc și o sumă în plus, să anunțăm și noi că profesorii din învățământ vor primi de Paști 700 de lei prime. Un salariu, cum ar fi? Un salariu, nu chiar un salariu, dar oricum o sumă care le-ar prinde bine și profesorilor în buzunar. Să sperăm că se va mai lucra și la acest capitol și ne vom revedea cu vești bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Și eu vă mulțumesc. A fost alături de noi domnul Constantin Huica, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor din Învățământ Gorj. Mergem mai departe, se apropie Paștele, deși sărbătorile pascale sunt petrecute de regulă acasă, în familie, sunt și persoane care preferă să apeleze la o agenție de turism. Gorjenii care aleg să-și petreacă sărbătorile de Paște în țară au opțiuni diverse. Ce oferte au pregătit agențiile, aflați după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors la știri. Tot mai mulți tineri gorjeni consumă substanțe psihoactive. Spre exemplu, ieri jandarmii au identificat mai mulți tineri, dintre care un minor care aveau asupra lor droguri. Tinerii prinși cu substanțe interzise au intrat în vizorul oamenilor legii. Doi dintre aceștia sunt din Rovinari, alții trei tineri au fost identificați în municipiul Târgu Jiu, iar unul din Turcinești. Conform unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul Județean de Jandarmi Tudor Vladimirescu Gorj, tinerii se distrau chiar lângă Casa de Cultură din Rovinari. Un echipaj de jandarmi din cadrul grupei Supraveghere Ordine Publică Rovinari, pe timpul executării unei misiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale pe raza localității Rovinari, a observat în apropierea Casei de Cultură doi tineri care atunci când au observat echipajul, au avut un comportament suspect, aruncând o țigară confecționată artizanal și îndepărtându-se. Se arată în comunicatul de presă emis de IJJ Gorj. Potrivit aceluiași comunicat de presă, jandarmii gorjeni le-au întocmit acestor tineri actele de sesizare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Se fac demersuri pentru a pune pe roate noul Partid Național Liberal Gorj. Organizația municipală a PNL s-a reunit deja pentru a constitui Comitetul Executiv Local. Copreședintele PNL Târgu Jiu a vorbit despre conflictul dintre cei doi lideri, Dan Vâlceanu și Dian Popescu. Acesta din urmă nu admite statutul partidului, spune Berca.
Copreședintele Partidului Național Liberal Târgu Jiu, Eduard Berca, a dezvăluit că marți a avut loc o ședință a PNL Târgu Jiu pentru a constitui Comitetul Executiv Local al Organizației Municipale. La Târgu Jiu și în speță, în toată țara, în organizațiile din municipiile reședințe de județ, lucrurile au fost stabilite strict, în sensul în care numărul de membri era egal cu numărul de membri de la Comitetul Local Județean, la noi 23. La Târgu Jiu, într-adevăr, am avut o întâlnire marți 31 martie cu cele două componente, să spun așa, ale noului Partid Liberal. Comitetele executive locale ale noului PNL trebuie să fie organizate în fiecare localitate. Procesul verbal de constituire de la Târgu Jiu urmează să fie validat la prima convocare a biroului executiv județean al partidului. În mod obligatoriu trebuie validat, supus aprobării, validat de Comitetul Local Județean, care încă nu s-a constituit. Cât privește situația celor doi copreședinți ai partidului, care nu par să ajungă la o înțelegere și să convoace de comun acord ședința, Berca așteaptă ca cineva de la nivel central să lămurească situația din Gorj. Acest Comitet Județean Executiv trebuie să se constituie în condițiile în care, plecând de la cei doi copreședinți, situația este foarte clară, pentru că orice decizie ulterioară luată în vreun for de conducere al partidului legată de unul dintre cei doi copreședinți, de membrii propuși în acest comitet și aflați într-o stare de incompatibilitate sau de suspendare, ar determina anularea acelei decizii de constituire, în sensul în care statutul prevede foarte clar că într-o anumită situație un membru este suspendat, iar acea persoană, în speță copreședintele Dian Popescu, nu admite și nu este în consonanță cu prevederile statutare. De altfel, mai mulți liberali au solicitat conducerii centrale a partidului să clarifice situația liderului din Gorj, al Partidului Național Liberal. Dian Popescu a primit o condamnare penală în dosarul Lotul Peștișani. Deși aceasta nu este definitivă, conform statutului partidului, senatorul ar trebui să fie suspendat de drept din PNL. Deși sărbătorile pascale sunt petrecute de regulă acasă în familie, sunt și persoane care preferă să apeleze la o agenție de turism. Gorjenii care aleg să-și petreacă sărbătorile de Paște în țară au opțiuni diverse, cu prețuri care încep de la 50 de lei de la noapte și ajung la 1900 de lei în unitățile de cazare. Nici variantele de distracție în străinătate nu sunt excluse la acest capitol. Agențiile de turism au pregătit oferte tentante în mai multe unități de cazare din alte țări. Pentru unii, sărbătoarea Paștelui este un bun prilej de reuniune cu familia, alții profită de zilele libere pentru a se distra la petreceri tematice. Ocupați cu treburile cotidiene, pentru o mare parte dintre gorjeni, sărbătorile reprezintă o bună ocazie de a se strânge din nou în jurul mesei, alături de cei dragi. Reprezentanții agențiilor de turism spun că sunt gorjeni care preferă să plece de acasă de sărbători. Stațiunile pregătesc și meniuri tradiționale, precum mielul, cozonacul și pasca, astfel că după un post de mai bine de o lună, creștinii nu mai țin cont de calorii. Pentru Paște sunt foarte multe oferte. Tarifele pleacă de la 410 de persoană, cazare cu masă, masă festivă și 3 nopți stau în stațiuni. Și sunt în multe stațiuni, sunt foarte multe oferte. Pe de altă parte, sunt și gorjeni pentru care petrecerile în familie sunt ceva de modă veche. Pentru aceștia, specialiștii au pregătit oferte în străinătate, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele și gusturile. Sunt mulți gorjeni care au optat pentru o vacanță în străinătate în această perioadă? Deocamdată, nu. Marea majoritate a gorjenilor, din câte văd, vor să-și petreacă sărbătorile pascale acasă. Dar mai sunt și doritori care vor să meargă pe meleaguri străine. Sunt în special căutate locurile de pelerinaj Israel-Iordania de la 700 de euro de persoană și Grecia, de altfel, de la 300 de euro de persoană. Mai sunt mini-circuitele, city break-urile pe capitalele europene, pe Roma de la 300 de euro de persoană, iar pe Moscova de la 400 de euro de persoană.
În străinătate, cele mai multe drumuri duc spre Ierusalim, care atrage an de an în perioada sărbătorilor pascale o mulțime de pelerini. Turiștii refac în mod simbolic traseul urmat de Iisus în urmă cu 2000 de ani și participă la slujba din noaptea de sâmbătă spre duminică. Sunt și gorjeni interesați de astfel de călătorii spirituale, fără să rateze momentele în care lumina se aprinde la mormântul sfânt. Nu este însă singurul punct forte. Gorjenii pot alege și alte variante mai exotice, precum Spania, Grecia, Maroc, Egipt sau Turcia. Direcția Silvică Gorj continuă campania de împăduriri din cadrul Lunii Pădurii, operațiune care se va desfășura până pe data de 15 aprilie. În acest interval, instituția desfășoară împăduriri în toate cele 11 ocoale silvice care aparțin Direcției Silvice Gorj. Astfel, 43 de hectare vor fi împădurite integral și 13 hectare vor fi completate, fiind folosiți peste 300.000 de puieți din diverse specii. Luna Pădurii este un program național care evidențiază evenimente silvice și ecologice, reprezentând o modalitate de sensibilizare a publicului și a factorilor decizionali cu privire la importanța pădurilor, a rolului esențial în menținerea echilibrului ecologic. Direcția Silvică Gorj a organizat ca în fiecare an o campanie de împăduriri la nivelul județului Gorj, numită Luna Plantării Arborilor. Acțiunea a fost demarată în data de 15 martie și se va încheia pe 15 aprilie. În acest interval de timp, Direcția Silvică Gorj va executa împăduriri integrale pe 43 de hectare și de asemenea vor fi realizate 13 hectare de completări curente. Vor fi folosiți peste 300.000 de poezi forestieri din speciile molit, brad, gorun, salcâm, stejar, cer. Valoarea totală a lucrărilor depășește suma de 9 miliarde de lei vechi și va fi suportată de către Direcția Silvică. În ce zone vor fi? Împăduririle vor fi executate pe raza la toate cele 11 ocoale ale Direcției Silvice Gorj, începând de la Turceni, din zona de sud, până la ocoale de munte, Polovragi, Novaci, Rumpu, Tismana, Padeș. Anual în România se prind circa 350 de hectare de pădure. Cicatrizarea rănilor pădurilor se face prin reîmpădurire, însă ambiția originală a pădurii este foarte dificil de restaurat și durează ani. Astăzi a fost marcată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. La Târgu Jiu a avut loc un marș pe traseul Romarda Piața Prefecturii pentru a conștientiza problema acestei boli. Tot cu această ocazie au fost lansate baloane albastre, o expoziție și un spectacol oferit de copii cu autism. 2 aprilie a fost stabilită Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului de către Organizația Națiunilor Unite. În urmă cu 6 ani, în toată țara, în jurul acestei date, organizațiile care promovează cauza persoanelor cu autism desfășoară acțiuni menite să atragă atenția asupra problematicii autismului. Și la Târgu Jiu această zi nu a trecut fără a fi marcată. Copiii care suferă de această boală au desfășurat o serie de acțiuni cu ocazia acestei zile. Este pentru prima dată când Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului marchează în mod oficial această zi. Noi am mai participat la alte evenimente, dar în calitate de invitați, în calitate de organizatori, este pentru prima dată. Manifestările noastre se rezumă la un marș de conștientizare, împărțim pliante fluturași, vor fi lansate baloane albastre, simbolul autismului, iar după aceea un mic spectacol la Muzeul Județean oferit de beneficiarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Elena Popescu este educatoare la o școală specială destinată copiilor care suferă de această boală. Aceasta povestește că este destul de greu să lucrezi cu elevii cu dizabilități. Sunt și ei tot oameni și trebuie să fie integrați, atât în învățământ, să participe la toate cursurile de perfecționare, să se integreze în societate. Este greu, într-adevăr, da. Percep mai greu lucrurile din jurul lor, trăiesc într-o lume a lor care e nedefinit așa. Psihologul Alin Șuvelea declară că acești copii au nevoi speciale și necesită o atenție deosebită. Da, este grea, foarte solicitantă și sunt copii cu nevoi speciale, le este afectat, eu știu, toată funcționalitatea lor, în special relaționarea socială. Practic sunt copii care nu pot fi independenți pentru activitățile de zi cu zi, trebuie să fie asistați permanent. Este un dezechilibru neurobiologic care le afectează toată funcționalitatea.
Autismul este o tulburare complexă care afectează comunicarea, relațiile sociale și comportamentul persoanei. Conform celor mai recente cercetări, autismul afectează unul din 100 de copii, iar la nivel de țară, aproximativ 20.000 de copii suferă de această boală. Să lăsăm orgoliile și interesele personale deoparte și să venim alături de echipă. Acesta este îndemnul tehnicianului Pandurilor, Edi Iordănescu. Antrenorul a preferat să nu spună cui este adresat acest mesaj. Cert este că echipa nu se află într-o situație favorabilă. Pandurii sunt pe locul 12 în clasamentul ligii 1 și nu pot răsufla ușurați. Pandurii au reușit doar 4 victorii în turul campionatului, iar echipa nu pare să fie pe drumul cel bun. În retur, gruparea gorjeană a bifat 2 rezultate la fel de neașteptate după 2 victorii spectaculoase. Au avut parte de 2 eșecuri categorice. Pe lângă situația Pandurilor, care nu este roză, în cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul gorjenilor a lansat un mesaj ciudat. Fac un apel în primul rând la toți care iubesc fotbalul în general și care iubesc această echipă, să lase la o parte orice fel de orgoliu, sentiment de orgoliu sau, nu știu, orice fel de interes personal și să fie toată lumea aproape de această echipă. Și a spus că eu nu transmit mesaje de genul ăsta de obicei. E un mesaj pe care nu vreau să-l aprofundez în momentul de față. Pandurii se zbat în continuare să iasă din zona minată a clasamentului, iar seria de meciuri care urmează este una de foc. Peste o perioadă nu foarte îndepărtată, orașul va avea și un stadion nou și trebuie să aibă echipă în prima ligă care să se bată la primele locuri. Eu sunt conștient că e un moment dificil. Eu nu am preluat echipa asta în lupta pentru Europa League, am preluat la lupta pentru evitarea retrogradării, suntem în continuare acolo. Pandurii se află pe locul 12 în clasamentul ligii 1. Au în cont doar 25 de puncte, iar din cele 23 de meciuri jucate, gorjenii au bifat doar 6 victorii. Deținătoarea Cupei României a câștigat seara trecută derbiul Olteniei la basket. Jucătorii pregătiți de Antonis Constantinides a reușit să treacă de SCM-ul Craiova în deplasare, scor final 90-85. A fost ultimul meci al actualului sezon, însă unul fără o miză importantă. Pentru Energia urmează acum meciurile din Final Four-ul Euro Challenge. Energia Târgu Jiu a învins SCM-ul Craiova seara trecută în sala polivalentă din Craiova, scor 90-85 în ultimul meci din sezonul regulat al Ligii Naționale de Basket Masculin. Partida a fost dominată de jucătorii lui Antonis Constantinides încă de la început. Cei mai buni basketbaliști ai grupării gorjene au fost Porter Trup, care și-a trecut în cont 17 puncte, și Jordan Watson cu 14 puncte. Energia încheie astfel actuala stagiune a Ligii Naționale pe locul 4, cu un cumul de 39 de puncte. Din 24 de meciuri jucate în acest sezon, Energia se poate lăuda că și-a trecut în cont 15 victorii și 9 rezultate nefavorabile. Pentru gruparea gorjeană urmează acum noi emoții în Euro Challenge. Trupa lui Constantinides va da piept cu Medical Park în Final Four-ul competiției. Energia Târgu Jiu a reușit în final o victorie după o serie de rezultate nefavorabile. Handbaliștii antrenați de Liviu Andrieș au câștigat seara trecută meciul împotriva grupării Dunărea Călăraș, considerată revelația acestei ediții de campionat. S-a încheiat 25-23 pentru formația gorjeană, o victorie care le crește moralul handbaliștilor de la Energia înaintea turneului Final Four, care va avea loc în acest weekend. Cu această victorie, Energia a mai urcat o poziție în clasamentul Ligii Naționale. Se află pe locul 11. A fost un meci fără miză, a declarat tehnicianul Liviu Andrieș. Pentru noi nu conta din punct de vedere al clasamentului foarte mult, dar a fost un bun prilej de a ne pregăti și a ne apăra șansele la Final Four-ul Cupei României. Chiar dacă suntem considerați outsider, eu sper ca băieții să joace mult, mult mai motivați. E clar că vor fi mult mai motivați pentru că este o altă competiție. Și să scoatem un rezultat bun, printr-un joc bun, bineînțeles. Astăzi, cum a spus și domnul profesor, a fost într-adevăr un meci fără miză, dar spre bucuria mea pot să spun așa că avem 3 jocuri în care ne exprimăm altcumva. Se vede că jucătorul că a lipsit acest Filip Mota foarte, foarte mult. Tehnicianul oaspeților, Aihan Omer, nu s-a declarat mulțumit de jucătorii săi și anunță că va coborî militaria din pod pentru a rămâne pe o poziție fruntașă în clasament. Probabil sunt puțin mulțumiți de locul care îl ocupă în clasament și astăzi nu au arătat adevărata valoare. Nici meciul nu a avut așa o miză extraordinară, dar
Eu sunt preocupat în special de jocul echipei mele și voi avea o săptămână în care voi fi mult mai exigent pentru a-i aduce puțin cu picioarele pe pământ și de a-i face din nou să joace ca o echipă unită și motivată. În același timp și selecționerul național, Aihan Omer, a vorbit și despre actualul sezon al Ligii Naționale. Un campionat imprevizibil, așa cum știe toată lumea, trebuie să ai o pregătire bună, un lot numeros, să fii tot timpul conectat la fiecare meci, pentru că fiecare punct contează și la sfârșit poți să ai probleme dacă nu joci fiecare meci ca la un meci decisiv. Pentru Energia urmează acum turneul Final Four, care va fi organizat la sfârșitul acestei săptămâni. La ce să ne așteptăm din partea vremii, ne spune colega mea Ana Maria Young. Ana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Diana, bună seara, doamnelor și domnilor! Vremea nu pare să fie în acord cu data din calendar. Astăzi am avut parte de o zi rece la nivelul județului și trebuie să știți că nici ziua de mâine nu aduce vești mai bune din acest punct de vedere. Ce spun meteorologii, aflați după generic. În această noapte vom avea din nou parte de o temperatură negativă la Târgu Jiu. Mercurul va coborî până la minus 2 grade. Ziua de mâine vine cu o maximă de 8 grade, iar cerul o să fie parțial însorit. Nici la Tismana noaptea nu vine cu vești mai bune. Aici există șanse să apară averse trecătoare, iar minima nocturnă poate ajunge până la minus 4 grade. Mâine termometrele nu vor arăta mai mult de 7 grade Celsius, iar soarele va fi destul de zgârcit. La Rovinari noaptea aduce minus 2 grade Celsius și șanse să apară ploaia. Ziua de vineri vine cu cer parțial însorit și o maximă de 8 grade Celsius. Locuitorii orașului Motru vor avea la noapte o minimă de minus 3 grade, iar ziua de mâine, din păcate, vine cu vânt și o maximă ce nu va depăși la amiază 6 grade Celsius. Ploaia ocazională și o minimă de minus 3 grade. Așa arată prognoza meteo pentru orașul Novaci în această noapte. Mâine și aici va fi soare cu dinți, iar maxima nu va fi mai mare de 4 grade Celsius. La Rânca în această noapte pot apărea și fulgi de zăpadă, iar Mercurul va coborî până la minus 6 grade. Mâine maxima nu depășește 2 grade Celsius și există șanse să apară precipitații. La Cărbunești, minima nocturnă este de 0 grade, iar ziua de mâine aduce cu ea o maximă de 7 grade Celsius și cer parțial acoperit. Și la Turceni va fi frig în această noapte, Mercurul poate coborî până la minus 3 grade, iar mâine nu vor fi mai mult de 6 grade Celsius, cerul fiind acoperit și aici. Locuitorii orașului Bumbeșiu vor avea la noapte o minimă de minus 5 grade Celsius, iar mâine nu vor fi mai mult de 3 grade la amiază, cerul rămânând acoperit de nori. Atât despre vreme, să aveți o seară frumoasă! Diana! Ana, îți mulțumesc! Știrile se opresc aici. Eu sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată tuturor!